Termodinamica a apărut din dorința de a obține motoare termice eficiente. În toate motoarele termice se întâmplă în principiu același lucru. Căldura trece de la sursa caldă la sursa rece prin mașina termică, iar aceasta transformă parte din căldură în lucru mecanic. Fiecare motor termic funcționează pe baza unui ciclu termodinamic teoretic, adică un șir de transformări, de obicei ale unui gaz, dar niciun motor termic nu poate respecta întru totul ciclul termodinamic care îl caracterizează din motive tehnice. De pildă, aici puteți vedea ciclul termodinamic Otto, iar sub el ciclul real Otto. Putem spune că ciclul termodinamic care caracterizează un tip de motor este modelul idealizat sau de principiu al funcționării acelui motor. Primul motor termic care a avut succes comercial a apărut încă din 1712, dar acesta nu folosea presiunea aburilor, ci dimpotrivă aburii erau condensați într-un cilindru și în acest fel presiunea din cilindru scădea, iar pistonul era pus în mișcare de presiunea aerului din exteriorul cilindrului. Și de aceea, inventatorul acestui motor, englezul Thomas Newcomen, l-a botezat motorul atmosferic. Era folosit la acționarea pompelor care scoteau apa din mine. Pornind de la această idee, un scoțian, de care ați auzit cu toții, James Watt, perfecționând mașina lui Newcomen, a realizat în anii 1770 primele motoare cu aburi care foloseau forța produsă de presiunea aburilor, motoare care au stat în următorii 100 de ani la baza revoluției industriale mondiale. Iar în anul 1829, englezul George Stephenson realizează prima locomotivă care putea fi produsă și utilizată la un preț rezonabil, invenție care a dus la o dezvoltare fără precedent a transporturilor. Motoarele cu aburi sunt motoare cu ardere externă, dar motoarele moderne sunt motoare cu ardere internă, adică în care arderea combustibilului se realizează chiar în cilindrul în care se mișcă pistonul. Primul motor cu ardere internă cu succes comercial a fost realizat de un belgian, Etienne Lenoir, în anul 1859. El funcționa cu un combustibil alcătuit dintr-un amestec de hidrogen și monoxid de carbon, numit gaz de cărbune, aprins de scânteile produse de o bobină. Motoarele cu ardere internă pe care le folosim încă și azi au apărut în anii 1877, motorul Otto, respectiv 1892, motorul diesel. Găsiți descrierea modului lor de funcționare și deducerea randamentelor lor în cursul mare de termodinamică, motoare termice. Motoarele Otto și diesel au amândouă mai multe dezavantaje, cum ar fi poluarea, faptul că nu pornesc singure și dependența cuplului de turație. Sigur că de-a lungul timpului au mai apărut și alte tipuri de motoare termice, motorul Atkinson, motorul în doi timp, motorul Stirling, tot felul de turbine, motorul rotativ și altele.